Biserica parohiei Codlea 2 din județul Brașov a fost restfințită astăzi după finalizarea unor lucrări de restaurare și înfrumusețare realizate în ultimii cinci ani. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În ziua sărbătoririi celui de-al doilea hram, Biserica tuturor Sfinților și intrarea în Biserica Maicii Domnului din localitatea Codlea a fost resfințită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie și le-a explicat credincioșilor că biserica este locul tămăduirii. Datoria noastră, obligația noastră este de a fi mulțumitori. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă binecuvântăm pe toți cei care ați contribuit la realizarea acestei biserici, la înălțarea ei și mai ales la înfrumusețarea ei cu imaginea acestei sfinte: să se coboare cerul pe pământ aici, ca de fiecare dată la liturgia pe care și la tainele pe care le veți primi în biserica aceasta, să primiți har și binecuvântare într-o biserică care este lecașul tămăduirii. Ne ducem acum la spovedanie, dar la spovedanie nu este judecată, ci e salvare, e mântuire, pentru că spunând un păcatele nu mă condamnă, ci mă iartă Dumnezeu. Biserica a fost izolată și zugrăvită, iar la interior a fost pictată. De asemenea, a fost achiziționat mobilier pentru Sfântul Altar, au fost înlocuite candelabrele, iar scările de la intrarea în biserică au fost placate cu granit. Au rămas în viață toți cei care și-au dorit uh, să vadă și biserica noastră pictată și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Îi mulțumim Părintelui Ioan Stăniloiu, îmi pare rău că nu este de față la acest moment să se bucure și dumnealui de această sărbătoare de încununare și a muncii pe care dumnealui a depus-o aici vreme de mai bine de 26 de ani. Noi mulțumim în al prea simțitului părinte pentru că s-a ostenit și a venit cu drag să ne slujească nouă această Sfântă Liturghie Arhierească, să ne sfințească Biserica în întregimea ei, atât locașul acesta de ziduri, cât și pictura. Ați văzut și catapeteasma, icoanele de pe catapeteasma au fost sfințite, Sfântul Altar, Biserica și tot ce a fost în jurul Bisericii. La final, în al Sfinția s-a acordat Ordinul Mitropolit Ioan Mețianu preoților din parohie. Primarului municipiului Codlea i a fost acordată distinția Crucea Șaguniană pentru mireni. De asemenea, dirijoarea corului și cântărețul parohiei au primit distinția Dimitrie Cunțanu pentru cântăreții bisericești. Ctitorilor și binefăcătorilor locașului de cult le-au fost oferite acte de cinstire.